În peisajul artistic al anilor 60-70 și la începutul anilor 80, Sergiu Cioiu făcea o figură aparte. Era special. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică, Sergiu Cioiu a ales o cale mai puțin umblată a artelor spectacolului. A ales calea poeziei însoțită de muzică și a avut succes. Vântule, vânt nebun, stai și ascultă ce-ți spun. Linița șternuiera pe arșița curilor. În 7 octombrie, exact când împlinea 77 de ani, Sergiu Cioiu se adresa publicului din Ottawa, Canada, printr-un recital intitulat Pe cine numim eu. Titlul este un vers dintr-un poem de Marin Sorescu, în care poetul ne avertizează să fim foarte atenți. Să fim atenți mai ales pe cine numim eu, acest eu ascuns sub atâtea măști, întocmai ca la teatru. Spectacolul a fost inclus într-un turneu care cuprinde mai multe orașe din România. După ce a concertat la Craiova, duminică 12 noiembrie, de la ora 18:30, la Centrul Cultural Eugen Ionescu, Sergiu Cioiu susține un concert extraordinar pentru publicul slătinean, prilejuit de lansarea dublului album Pe cine numim eu. Sergiu Cioiu aduce acest spectacol pentru toți tinerii care mai îndrăgesc muzica ușoară pe versurile unui mare poet, dar și pentru maturii care își mai amintesc melodiile sale. Intrarea este liberă.